Strandul dezafectat din municipiul Vaslui a fost la un pas de a mai face o victimă. Un copil de 8 ani a sărit gardul de protecție care separă bazinul de not și terenul de fotbal, unde efectua antrenamente și a mers în bazin ca să ia o minge care căzuse în strand. Fără să-și dea seama că apa acumulată ca urmare a unor izvoare subterane, dar și a ploilor căzute, era adâncă de 2 metri, copilul a intrat după minge. Cum nu știa să înoate, minorul a fost înghițit de apă. Colegii lui de joacă, văzându-l că se neacă, au început să țipe după ajutor. În acel moment, un tânăr aflat în preajmă a sărit îmbrăcat în apă după copil și în ultima clipă l-a prins, l-a scos la apă mai puțin adâncă, ajutându-l după scoaterea lui pe uscat să elimine apa înghițită. Dacă ajutorul ar fi întârziat câteva secunde, copilul s-ar fi înnecat. Eram cu copilul la fotbal și am auzit țipete când niște copii erau panicați că erau alt copil, era în strand aici, să se bătea să iasă într-un fel, să se băgase după o minge. Și auzind aceste țipete, m-am aruncat după el, l-am scos, era conștient, panicat, într-un fel, înghițise multă apă. A sunat cineva, a sunat la ambulanță și a ajuns cât mai repede ce a putut și copilul e bine. Ceva ce să fac cel mai bine, să-l salvez. Asta am simțit. Nu pot să-i explic, să vă spun ce am simțit atunci. Pur și simplu că m-am aruncat pe el și atâta tot. Rămânem noi surprinși că, în ciuda împrejmuirii de aici, copiii încă intră, se joacă, sare mingea și au vrut să-și ia mingea din apă. Și noroc de un domn de bună credință care a auzit strigăte și a sărit în ajutor și a reușit să-l scoate la mapă. Oricum, el în afară oricărui pericol, a venit doar salvarea să-l vadă și atât, dar în timp, se pare că în continuare e un pericol acest strand și o să vedem ce măsuri vom lua în perioada imediat următoare și cât mai urgent. Am auzit copiii care erau pe marginea strandului acolo, erau după ajutor și m-am dus să văd ce-i vorba. Și atunci am strigat la băieții care se uitau, la părinți, care se uitau la copiii noștri. Sărit domnul. Minorul se afla la fotbal pe terenul alăturat strandului împreună cu mama și cu fratele său de 4 ani. Imediat la fața locului a ajuns și o ambulanță care a transportat victima la spital pentru tratament și investigații suplimentare. În această seară, la strandul municipal din Vaslui, un băiat în vârstă de 10 ani a coborât în bazin pentru a-și recupera mingea. Ulterior, acesta a încercat să iasă, dar nu a mai putut, motiv pentru care a solicitat ajutorul, a început să strige după ajutor, să țipe, să plângă. A fost auzit de câțiva cetățeni care au venit și l-au ajutat să iasă din bazin, având în vedere că în bazin era apă aproximativ 1 metru. Ulterior a fost solicitată o ambulanță. Aceasta a găsit pacientul conștient și coerent, dar cu hainele umede, speriat și transpirat. Din acest motiv, având în vedere că era și singur fără părinți, a fost transportat la spitalul din Vaslui pentru investigații suplimentare și tratament adecvat. Copilul se află acum la spital și este în afara oricărui pericol. Polițiștii vasluieni au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări a avut loc accidentul. Edilii primăriei Vaslui au dispus măsuri pentru ca astfel de incidente să nu se mai întâmple. Reamintim că în urmă cu aproximativ 5 ani, un adolescent s-a înnecat în acest strand, motiv pentru care obiectivul a fost închis.